să mulțumesc invitațiilor și antevorbitorilor mei, invitațiilor speciali care au avut cea să participe cu noi la acest eveniment și precum și antevorbitorilor care au avut un speech extraordinar de legat de istorie și de arta noastră a României și special de aceea a regalității române. Și dați-mi voie să prezintă pe toți cei care au fost invitați special astăzi și vreau să prezintesc în profesorul universitar general vicepărțean, rectorul Academiei Forțelor Trezii Nicolae Bărgescu, profesorul universitar general Cristian Drodă de Istoric al Facultății al Universității Licea Blaga din Sibiu, noi profesor doctor Corbin Lupu, la fel istoric, Universitatea Licea Blaga din Sibiu, domnul Ion Deștenean, din procuror pe lângă parchetul de pe lângă tribunalul Sibiu, domnul viceprimar Alexandru Bravă, domnul Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, domnul Mihai Altador, președinte Fundației pentru Pensare de Sănătate la Administrația Publică Locală, domnul Silviu Borș, director BTP Astra Sibiu, domnul Tiberiu Dregan, director Transelectrica, invitat special venit de pe Miracurile Moldovene, Lucian Egon Popovici, director la General Arhitor Iași, și mulți alți antevorbitori. Și aș vrea să menționez și pe trei de arte care au adus o notă specială vis-a-vis de arta și prezentarea artei, și anume doamna Ana Amelia Dâncă și domnul profesor Mihai Glămădeală. Mulțumesc de asemenea și managementului Muzeului Cruchet, dar domnul Samir Luca, doamna Hâri, și echipei care fost domnul curator Valentin Tristescu, ne-a ajutat să putem organiza frumos pe sinele de expoziție. Am spus revenit, am folosit termenul revenit pentru că eu am fost legat în trecut de acest oromen al artelor, fiind urmând studiile, urmând cursurile religioase de artă la secția de desen și de pictură. Din păcate, ulterior, sau din fericire, am trecut în lumea afacerilor, fiind manager la o firmă multinațională deja din oraș de peste 20 de ani, iar prilejul cel mai bun al meu de a putea să-mi exprim cumva starea și felul meu de a mă exprima în artă, a venit toată cu pandemia. Un lucru trist pentru omenire, dar a fost benefic pentru mine, atât de faptul că am putut să mă avut starea necesară să mă pot exprima și am făcut în jur de peste 200 de desene legate în general de această tematică a zilei de astăzi, la expoziție, Casa Regală și Regina Maria. Am existat și mai multe uleiuri, dar nu le-am prezentat astăzi.